Știți că femeile întotdeauna se descurcă absolut extraordinar în orice situație. Ei bine, asta s-a și întâmplat. S-au descurcat fetele. Cum s-au descurcat? O să vedeți imediat. Într-adevăr, se fac pregătirile acum în spate pentru ca să vedeți exact cum a fost și care a fost până la urmă salvarea. Pentru că a existat o salvare, nu o ambulanță. Sau dacă o să fie o ambulanță, o să vedeți imediat. Cred că doamna Merișoreanu s-ar putea să-și ia șofer de acum înainte, pentru că de fiecare dată când o sunăm la telefon este printr-un colț al țării, se întâlnește cu rudele ei sau cu cineva și atunci e bine ca doamna Merișoreanu să aibă, un om de încredere. Cel despre Gianina Manea, dacă Gianina Manea ar fi avut o relație cu Marcel Toader, așa cum s-a spus, lucrurile erau rezolvate. Conducea Marcel Toader, care, după cum știți, Marcel Toader este un om foarte săritor. El vine, te conduce cu mașina. E adevărat că după cântare s-ar putea să rețină banii la el pentru că aveți multe lucruri de făcut, dar asta este cu totul și cu totul altceva. Nefiind Marcel Toader în viața Gianinei Manea, care totuși a avut câteva întâlniri cu Marcel Toader, ei bine, lucrurile acestea au ajuns în voia sorții și niște femei au ajuns să fie pe drum, doamnelor și domnilor, girl power. Reconstituirea în acest moment, colega noastră Bianca este reporterul de teren. Bună seara, Bianca, ai Bună legătura. Bună seara, Cristi, cu ce am greșit, doamne, în viață. Doamna Merișoreanu este pasager în dreapta, salutați public. Pasager în dreapta, salutați public. Vreau să spun ceva, că de atunci eu am prins frică de când am plecat cu Gianina. Ea nu mi-a spus ce se petrece, dar să spună ea că eu deja am emoții. Gianina conduce și o să facem o reconstituire, dragilor. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat când doamna Merișoreanu împreună cu Gianina au plecat la un spectacol, pentru că ele sunt niște doamne căutate și niște soliste de mare finețe, sau cum să spune, doamna Meri, ia uite-o, asta mai bagă câte un apat. Mașina este exact ca mașina Gianinei. Da. Când au rămas fetele unde? Pe autostradă. Pe autostrada Soarelui. Plecam, eram aproape de Fetești. Așa. Nu, eram între Călăraș. Între Călăraș și Fetești. Mai aveam vreo 50 de kilometri până la Fetești. Am mers Călăraș. Hai spune tu, că tu știi că ea nu mi-a spus nimica, că la un moment dat era atât de cald și eu spuneam, Gianina, dar este foarte cald. Zic, fă ceva. Dar băga căldură mașina. Așa. Și la un moment dat, zic, dragă, dar mergi puțin mai repede. Îmi curge fardul, eu nu mai pot să mai stau. În spate mai aveam 3 dansatoare cu noi. Și o vedem că se schimbă la față. Așa, dar nu vă spunea ce se întâmplă de fapt. Și la un moment dat s-a oprit, s-a blocat volanul și zice, nu mai avem frâne, dar nu ți-am spus. Și în momentul ăla când a zis, Gianina, cum ai zis, nu mai avem frâne, Mary? Nu, stai să vezi că tot prima dată nu mai era aer condiționat. De ce nu? Mi-a băgat căldură! Îmi curge fardul, trebuie să mă urc pe scenă, ai nebunit! Zic, nu, că nu știu ce se întâmplă, o să vină. Pe care mi s-a blocat volanul și frânele. Și m-am gândit eu, așa zic, să le spun. Nu mi-a spus. Sau mai bine să stau până se oprește nu, că mașina. Dacă săream din mașină. Așa. Am pus avariile. Să mă crezi că săream din mașină. Și m-am gândit că o să se oprească mașina și apoi o să sunăm, o să vedem. N-ai intrat în panică, nu? Nu, eu nu m-am panicat. Da, era. Mary, tu ai simțit-o? Eu am simțit că ceva nu mai vorbeam. Eu când mă panichez, mai vorbesc. Mă opresc. Și eu zic, dar ce se întâmplă? Nu, deci, atunci mi-am dat seama că mi-a spus că nu mai are frâne. Zic, domnule, suntem la un pas de moarte. Putea să... Noi râdem acum, Mary, iartă-mi, dar cred că a fost un moment... Pe cuvântul meu... Nu, dar îți dai seama că nu prea treceam nici mașini și noi a trebuit să ne dăm cu eile, cu eu eram fardată, așa, de unde? Mașini nu prea trecea, a trecut una, era plină cu doamne, cu jovișciufi, cu așa... Făceau cu mâna, nu? Te vă salutau, Mary! Drum bun! Stăm de vorbă. Și la un moment dat, măi, parcă Dumnezeu a vrut, așa? A venit zi. Platforma. După vreo 20 de minute. O platformă, așa, deci voi erați în mijlocul autostrăzii, platforma a venit după voi, voi aveați un spectacol, nu, de dus până la capăt. Trebuia să ajungem la Perla Venusului. Îți dai seama cât mai aveam de mers și ăla a zis, domnule, urcați mașina și noi în mașină sus.
Acum eu tot timpul am stat cu o frică de am zis că am, mi-am văzut moartea cu ochii. Zic, mă, dacă se desprinde, dacă se desprinde dacă mașina asta. Și el spunea, doamnă, dar stați pitite, că dacă mă prinde poliția, îmi ia carnetul. Deci Mary era pe platformă, care platforma era, nu, era în mașină, care mașina era pe platformă. La o înălțime atât de mare, îți dai seama? Și în momentul când am stat pe platforma aia, mă gândeam acum dacă scapă mașina, că era într-o parte, o lua spre vale. Așa. Zic, vine o mașină din spate, pulbere ne facem. Doamne, ferește! Cu ochii, pe cuvânt. Și v-ați mai urcat cu Gianina la volan de atunci, Mary? Da. Păi, ia uite-o, că ea nu conduce rău, săraca! Nu conduce, conduce bine, dar vreau să o felicit că și-a păstrat calmul, că eu am intrat într-o panică nebună. Așa că, uite, hai, că am avut îngerul păzitor cu noi și Dumnezeu... Putea să întâmple o nenorocire, Mary? Da, putea să întâmple o mare nenorocire. Îți dai seama. Dar uite că Dumnezeu... Dar, Mary, Gianina, de ce merge cu dumneavoastră mereu? E un fel de protejat, așa, sau cum? Nu, da, ea merge la spectacole cu mine. Am înțeles. Da. Gianino, știi cum e? Păi... E așa sunt eu mai norocoasă. Da, să ai pe Mary lângă tine. Adevărul e că a fost un moment... Am ce învăța de la doamna Merișorea. Da. Toți avem și toată da, lumea da, o iubește. Da, atunci m-am panicat foarte tare. Fetele alea din spate la fel. La un moment dat a zis, păi urcați-vă, păi cum să mă urc eu acolo sus la... Și a zis, păi nu, că vă trag cu mașină cu tot. Câte peripeții uite, cu da, Mary, da. Dar astea sunt că nu le uiți niciodată, da, practic. Da, așa este. Da, asta a fost una... Asta m-a, cel mai tare m-a panicat. Nu că n-a fost aerul, zic, domnule, nu mai merge aerul. Nu mai merge aerul, asta e. Dar faptul că a spus că nu mai are frâne, asta m-a nenorocit. Adevărul e că putea să se întâmple o nenorocire, da. Dar cum sunteți dacă eram la niște curbe acolo, hai că era autostradă. Dacă eram să punem o frână și intram într-o mașină, ferească sau Dumnezeu. Într-o... Dacă nu mai avea frâne, nu mai avea nici direcție. Blocanul, ăsta, volanul s-a blocat complet și când mi-a zis că s-a blocat volanul, am înnebunit. Dar ne-a dus până la Fetești și acolo ne-a așteptat Marius, impresarul nostru, și ne-a dat mașină și ne-am dus liniște. Da. Și totul s-a terminat cu bine. Cristi, bănesc că te-ai distrat. Da, te-ai distrat. Am râs de dar și lăcrima puțin. Mi se pare normal. Da. Vă aștept sus, doamnelor. Noi suntem și aici, coborâm. Da. Coborâm din mașină adică și venim la o cântare, la că nu mai se poate. Da, așa este. Da, urcăm. Am preluat legătura. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în acest moment o să le vedem pe doamna Merișoreanu și pe Gianina Maia venind în studio. A fost foarte interesant. E foarte simplu. Momentul în care vreți să știți exact cum decur lucrurile. Cu ce se duce doamna Merișoreanu la spectacol? Aveți așa, cu trenul, cu autocarul, cu bicicleta, cu avionul. Nu, doamnelor și domnilor. Se duce cu platforma! Aia e treaba. Asta înseamnă nu neapărat să fii mafiot, să fie absolut adevărat, să te duci cu platforma la emisiune, auzi, la spectacol, pentru că, iată, lucrurile au fost foarte simpatice. Totuși, vă dați seama că doamna Merișoreanu a fost tractată, a fost dusă până acolo, a fost o aventură, dați-vă seama, o doamnă ca ea, să o vezi cu camionul ăla foarte tare. Da, deci o întâmplare foarte simpatică, numai că există Dumnezeul artiștilor și iată, doamnele se vor întoarce în platou pentru că vom oferi o melodie cântată cu bucurie în cinstea acestui subiect absolut spectaculos. Deci, după cum vedeți, doamna Merișoreanu, lângă șofer, auzind că nu mai merge frâna și totuși fiind autostradă, având 120 de km la oră, nici câte înțeleg, au mers lin, nu a mai apăsat pe nimic ce să mai apese și mașina s-a oprit pentru că se poate.